Bine v-am găsit, prieteni, bine v-am găsit din nou de elită. Iată că astăzi mi-a parvenit o știre așa pe surse din țară, potrivit cărea Răzvan Raț este foarte aproape de a semna săptămâna viitoare cu Dinamo. Faptul că s-a păstrat așa secretomanie și s-a evitat, eu știu, recunoașterea că el s-ar fi aflat în probe la Dinamo, ar fi fost datorat faptului că un egoiță a cerut lui Bratu să fie sigur că Răzvan Raț va confirma și mai poate, și doi, în cazul în care Răzvan Raț nu ar mai fi putut sau nu ar mai fi putut să mai joace la un nivel pentru Dinamo, să fie protejat, să poată să ca impresarul său să-i caute o altă echipă și numele său să nu fie târât așa noroi. Din câte am înțeles, se antrenează foarte bine, are deja 10 zile la Dinamo. El, bineînțeles că nu a oferit răspunsuri decât că ar fi venit aici să se antreneze cu prietenul său, Bratu, și la la la, dar adevărul ar fi acesta care vi-l spun eu. E posibil ca el să semneze, nu știu în ce măsură el poate fi o soluție acolo pe banda stângă pentru a ajuta Dinamo. E limpede că un jucător cu experiența lui, dacă se află în plenitudinea forțelor, ar mai putea duce un an foarte bine acolo și ne-ar ajuta clar. Ne gândim totuși că l-avem pe Olteanu pe banda stângă și dacă ați văzut acum strategia s-a făcut pe el, el fiind jucătorul de Under 21 obligatoriu ce va fi ținut în teren, dar după mutarea de ieri și de alaltăieri, prin care Marco Ekman a fost adus din Germania, juniorul acela de 18 ani, din câte știu eu, a trecut și pe la Borussia Dortmund, am făcut un material despre el, puteți citi acolo pe site, pe dinamovijdeelita.com, la alte materiale de elită, puteți citi acolo echipele la care a jucat, câte selecții are în echipele naționale, mai multe detalii. Marco Ekman este pariul lui Bratu, așa cum l-a numit el, și în mod sigur se va încerca titularizarea lui. Și faptul că el are 17 ani și 7 luni și 8 luni, vă dați seama că va face ca el să fie juniorul în principal, juniorul în teren. Se mai poate opta și pentru Olteanu în cazul în care Ekman nu va putea juca sau va fi suspendat. De asemenea, se poate opta la varianta Robert Moldoveanu în atac. Deci se pot face niște permutări. În plus, am înțeles că vor mai fi sau li se vor mai acorda șanse unor mijlocași dintre cei tineri din valul tânăr. Și este posibil ca Olteanu să fie puțin trecut pe linie moartă. Nu știu ce să spun, este regretabil că nu se continuă cu un fundaș tânăr, dar acum mă gândesc și la Bratu, el dorește să îmbine tinerețea cu experiența și să facă o echipă cât mai solidă, o echipă care să practice un fotbal cât mai solid. Vom vedea ce va ieși din chestia asta. Este de așteptat ca Raț să semneze săptămâna următoare. V-am spus, aștept părerile dumneavoastră, sunt chiar curios ce părere aveți despre acest transfer. E de înțeles că suntem foarte supărați acum după acest sezon dezastros, dar trebuie să totuși să ne gândim la viitorul sezon, pentru că, eu știu, Florin Bratu încearcă acum să construiască o nouă echipă care, eu știu, va încerca să facă o performanță mult mai bună, să reușească o calificare într-o cupă europeană, pentru că de titlu nu poate fi vorba anul următor. Un alt subiect care eu aș dori să-l aduc în atenție, am să mă refer foarte scurt la acest lucru, ar fi că s-a decis de către conducerea dinamovistă ca abonamentele membrilor care au optat pentru acest sistem nu vor mai fi valabile, au fost valabile doar în sezonul regulat și nu vor mai fi valabile și în play-out. Mi se părea de bun gust sau eu știu
mai logic să se facă într-adevăr, să se ceară bani pe abonamente dacă era vorba de un play-off. Da, pentru că aveai ce să vezi acolo, erau niște meciuri foarte interesante, era performanță, se juca la alt nivel, probabil că pe alt stadion, dar având în vedere că se joacă în Ștefa cel Mare și având în vedere că se joacă într-un play-out după un sezon mai mult decât dezamăgitor, umilitor, era mult mai indicat și mai de bun simț să-ți aduci fanii lângă tine. Deci, puteai să pui un preț modic, dacă nu puteai să suporți într-adevăr în totalitate prețurile acestea ocazionate de meciurile pe teren propriu, dar mult și mult mai indicat era să lași intrarea liberă, domnule. Asta era. Și atunci asta era soluția, reatrăgeai fanii către echipă și eu știu treceai mai ușor peste acest moment, peste acest șoc. Extrapolând, aș putea să amintesc un episod și să fac o comparație. Haideți să nu mă refer la Anglia, că este diferența de la cer la pământ, să mă refer la Scoția. Deși și Scoția este mult mai sus decât România, practic, la nivel de fotbal sau de echipe de fotbal. Vă dați seama cum ar fi fost Celtic Glasgow, o echipă de tradiție care joacă tot timpul la titlu și așa, să aibă un sezon dezamăgitor și să intre în play-off. Cum ar fi procedat ei ca să-și atragă în continuare fanii? Eu spun eu că ar fi redus drastic biletele sau ar fi permis intrare gratuită fără probleme la meciurile echipei. Nu știu, cred că era un prim pas pentru împăcarea cu suporterii și arăta o inteligență. Dar când spun inteligență, nu pot să mă refer la ageamiii noștri care conduc destinele acestui club. Au demonstrat de atâtea ori că sunt nu incompetenți, sinucigași de-a dreptul. Ați văzut ce au putut să facă și rezultatul se vede acum clar. Echipa se joacă cu Juventus Colentina, cu Chiajna, cu Gaz Metan și se dorește a se încasa și bani, culmea, pe aceste spectacole de duzină. Deci, dacă vroia într-adevăr, eu mă gândesc că probabil nu se dorește ca publicul să vină lângă echipă acum, pentru că s-ar putea să-și manifeste ostilitatea sau dezaprobarea față de conducere și asta, și s-ar scanda acolo și atunci se preferă să fie cât mai puțină lume ca să nu deranjeze. E posibil și lucrul acesta, pentru că mă gândesc la toate problemele. Dar dacă orice conducere de bun simț ar fi fost așa, ca un semn de recunoaștere și de respect față de fani, ar fi făcut acest gest pentru că, practic, cum ar fi să plătești la un spectacol în care joacă niște actori de duzină? N-ai cum, vă dați seama. Când te duci la un spectacol unde sunt actori de calitate care joacă la un anumit nivel, niște roluri, atunci trebuie să plătești în bani ca să poți să vezi reprezentația respectivă. Dar în momentul în care tu te duci și vezi un spectacol unde se greșesc, se suflă replicile de jos și nu știu ce, este frustrant să ceri niște prețuri destul de ridicate și mai ales să ceri prețuri. Ar fi fost de bun simț să lase intrarea liberă, să atragă publicul așa și să se facă trecerea asta, să ajute și echipa într-o mare măsură, pentru că fanii, dacă ar fi aproape acum lângă echipă, jucătorii s-ar simți altfel și ar mai intra în emulația asta mai bună, eu știu, într-o stare de spirit mai bună și ar juca și ei altfel. Ar trece mai ușor peste pasul ăsta. Se va vedea reculul, oricum, vă dați seama. Sper eu știu, să se găsească o soluție. Eu am fost dezgustat de această veste și am expus-o și pe Facebook, pe grupul meu și am vrut să o expun și pe YouTube, să fiu înțeles exact ceea ce vreau să spun. Nu vreau să spun că fanii nu ar trebui să fie alături de echipă sau să nu ajute sau să se aștepte la ceva gratis, dar este și de bun simț ca atunci când ai avut fanii aproape, iar tu i-ai dezamăgit, să poți să le oferi ceva în schimb sau să-i atragi lângă tine, să fii în măsură să-i aduci și să creezi emulația aia necesară pentru a se ridica echipa. Nu se gândește capitalist, nu se gândește destul de inteligent, se gândește pe termen scurt, se gândește să se acopere cât mai mult și cu lăcomie. Asta este ce se întâmplă la Dinamo și dacă nu se va reuși să se schimbe această mentalitate și să se schimbe ceva în sensul ăsta, Dinamo nu va reuși să treacă din criza în care se află, pentru că tot timpul se va juca și se va servi publicului același lucru, pe
Pe măsura trecerii timpului, publicul se va îndepărta, indiferent că se ține acolo, se păstrează fanii prin anumite mișcări, prin anumite mesaje, prin anumite grupuri, prin anumite site-uri, suporterii se vor îndepărta de echipă ușor-ușor, dacă se va continua în ritmul ăsta. Deja s-a creat o emulație negativă și o stare negativă, am observat-o și pe grupurile de Facebook și peste tot. Nu mai există deloc entuziasm, este limpede că așa ar trebui să fie sau așa este normal să fie, dar trebuie să ne gândim că viața merge înainte și sportul până la urmă are un învingător și un învins. Nu tot timpul câștigă echipa care ne dorim noi sau nu cu tot timpul câștigăm noi în viață. Trebuie să știm să trecem peste înfrângeri, dar nici să acceptăm înfrângerile non-stop pe bandă rulantă așa și să acceptăm incompetența celor care duc către aceste înfrângeri. Cam asta este ideea. Cam atât pentru astăzi, prieteni. Vă mulțumesc că mă urmăriți. Vă aștept pe site-ul meu www.dinamovijdeelita.com și de ce nu vă aștept în grupul nostru. Fiți aproape de grupul nostru, recomandați-l prietenilor dumneavoastră, adăugați prietenii dumneavoastră din listă la grupul nostru, încercați să adăugați dinamoviștii care se respectă, dinamoviștii de bun simț. Eu am să încerc în acest grup să limitez accesul persoanelor care nu au bun simț și care vorbesc urât cu ceilalți membri, cu ceilalți dinamoviști. Nu mă interesează atitudinea sau limbajul folosit față de negoiță sau față de cei vinovați de acest eșec sau de conducere sau eventual, dar nici nu accept ca, eu știu, numele clubului să fie luat mereu în derâdere, să se accentueze slăbiciunile pe care le avem noi și, de asemenea, vreau să mi-aduc puțin, să aduc o explicație foarte așteptată de unii dintre voi. Nu sunt împotriva lui Bratu, vă rog să înțelegeți lucrul ăsta, nu-l contest pe Bratu, pe Florin Bratu. Mie mi-este, ca jucător mi-a fost foarte drag și ca antrenor mi-a făcut o impresie destul de bună până acum, dar nu l-am văzut la o echipă de club. E prima dată când el conduce Dinamo, de exemplu. Dinamo este un club dificil și mai ales în momentul ăsta. Și mă aștept ca el să aibă ceva dificultăți, dar ceea ce aștept eu de la el este să gestioneze cum trebuie acest moment și să nu se complice foarte mult. Până acum, cei care au venit la Dinamo au încercat să se complice, să arate că sunt antrenori de succes, că au ei nu știu ce idei. Frate, în viață trebuie să fii simplu, să nu te complici. Cu cât te complici mai mult, cu atât îți vei arăta limitele dacă ești mai slăbuț sau dacă ești bun, te vei complica și complicația va aduce greșeli. Asta e clar. Vreau să fim alături de Bratu, dar să ne expunem și punctele de vedere vis-a-vis de jocul său sau de greșelile care le face sau asta. Asta nu înseamnă că dacă aduci vorba despre un lucru care s-a greșit, neapărat arunci cu noroi sau râzi de cineva. Nu! Una este bat jocura, a râde de cineva că ăla nu știu ce a făcut, că ăla e prost, că ăla e nu știu ce, și una este să spui chiar și unui membru de din familia ta, dacă observi că a făcut o greșeală și tu nu-i spui, nu de față cu ceilalți, cu străinii, în mediul familial, în familia ta acolo, îi spui pe un ton corect, un ton constructiv, îi spui exact unde a greșit și încerci să-l faci să înțeleagă că trebuie să se corecteze, că trebuie să găsească varianta bună și să se corecteze pentru a fi mai sus decât ceilalți, pentru a fi, nu fi de râsul altora. Cam asta este punctul meu de vedere. De aceea este bine să ne aducem argumentele, să vorbim, să discutăm între noi. Una, ne creăm o cultură fotbalistică și o cultură dinamovistă mai bună. Eu interacționez cu diverse persoane care au diverse puncte de vedere și mi îmbogățesc și eu ideile mele, iar cei care mă urmăresc și cei care intră în contact cu mine se inspiră de la mine sau, eu știu, văd anumite puncte de vedere ale mele care sunt corecte și iau sau țin cont de ele. Cam asta este punctul meu de vedere, vreau să fiu bineînțeles, eu îl sprijin pe Bratu atât timp cât va fi antrenorul lui Dinamo, l-am sprijinit și pe Miriuță, până în momentul în care mi-am dat seama că omul nu are nicio treabă și, în primul rând, nu are caracter. Pentru că una este să fii
un om competent sau să nu fii competent, dar să ai bun simț și să fii un om corect, și una este să fii incompetent și să încerci să ascunzi incompetența prin minciuni, prin vorbe, prin promisiuni și prin alte lucruri. Asta vreau de la Bratu, în primul rând, ca el să fie un om decent și să aibă o conduită, în primul rând, care să ne facă, eu știu, mândri de el. Apoi să implementeze și implementeze cu tupeu ideile și ideile sale să fie constructive, să ducă la performanță. Asta dorim cu toții și asta așteptăm de la el. Inclusiv persoana mea care nu îl contest. Doar Dinamo București este în mâinile noastre. Pe mâine, prieteni!